Dumneavoastră, mergem la Constanța, okay. Au ieșit cântăreți de la audierii de la poliție. Care-i varianta? De ce credeți voi? De ce credeți voi că s-a întâmplat? Am auzit în primul rând în presă că se scrie că n-au văzut plătimea ta. Nu există ca noi, băieții de la Golden Cross, băiatul ăsta, să nu plătească nota. Pentru asta muncim, avem banii noștri, ne permitem să plătim o notă la o masă. Și nici celălalt subiect cu fata creditorului ar fi scris un efect sau ceva. Nu. A fost o foarte, foarte mică discuție cu o zi înainte, cu o seară înainte și asta a fost. Despre? Nici noi nu știm despre. Au pornit de la faptul că n-au vrut să facă poze cu de la alți niște prieteni, fete. De la alți prieteni și de la alți total altă discuție. Nu suntem bine, ne-au împăcat. Dar care-i varianta Jador? E cu noi colega noastră de la Constanța, care urmărește ce se întâmplă acolo. Te rog, Antonia, și-au retras plângerile? Bun găsit! Într-adevăr, Mario și Jador au venit până aici la poliția din Mamaia ca să spună că și-au retras plângerile împotriva celor care i-au atacat duminica trecută, care i-au bătut cu atâta bestialitate. Știm cu toții ce s-a întâmplat, am văzut și imaginile. Au venit, le-au declarat polițiștilor că s-au împăcat, că nu mai doresc să se deschidă nicio acțiune penală, însă, ceea ce nu știu ei, este faptul că polițiștii s-au autosesizat după ce au văzut imaginile pe camere de supraveghere și chiar dacă ei și-au retras plângerile pentru lovire și alte violențe, în continuare rămâne o anchetă deschisă pentru încăierare. Da, iată, foarte interesant de discutat acest subiect, cum s-au trezit brusc cei doi să își retragă plângerile.